Ar venit prietenii la Ploiești, Black Cage Tournament, a doua ediție. Am avut deja o confruntare extrem de spectaculoasă, încheiată printr-o victorie a lui Alin Cosma printr-un armbar în repriza a treia în fața lui Florin Nuntea. Ne așteaptă însă un meci extrem, extrem de echilibrat, probabil la minus 70 de kilograme, cea de-a doua semifinală din prima semifinală din piramidă, cu Maxim Mihalcea din Republica Moldova. Trebuie să spun, prieteni, sunt numai puțin de 6 luptători din Republica Moldova la această gală, în cele 12 lupte programate. Maxim Mihalcea, alias Maximus, este antrenat de Tudor Mihăiță, nimeni altul decât fiul lui George Mihăiță. Tudor Mihăiță, trebuie spus, practicant de jiu-jitsu brazilian, un antrenor extrem de respectat și comentator sportiv, trebuie spus acest lucru. L-are, iată, pe Maxim Mihalcea, elev. De un an de zile lucrează cei doi la clubul Absoluto. Intră în ring așadar acest sportiv. Mihalcea are 20 de ani, 1,72 m, campion de combat sambo, și veți vedea cam toți acești luptători veniți din Republica Moldova sunt practicanți de combat sambo. George, explică-ne un pic ce înseamnă acest sambo. Știm că numele, hai să spunem, emblemă este Fedor Emelianenko. Aș vrea să precizez că acest sport, combat sambo, se aseamănă foarte mult cu ceea ce vom vedea acum în ring cu MMA-ul. Mânușile sunt la fel de subțiri. Diferența este că aceștia luptă într-un kimono, în pantaloni scurți și au cască pe cap. Da, altfel Fedor Emelianenko, pe care l-am tot amintit, este și idolul multora dintre sportivii de aici. Am tot vorbit cu ei și sigur că vom avea ocazia să aflăm mai multe despre fiecare luptător în parte. Intră așadar Maxim Maximus Mihalcea în ring. Adversarul său va fi Marius Albu, cu 4 ani mai vârstnic Albu și cu 8 cm mai înalt. Teoretic ar trebui să conteze acest lucru. Practicat de karate și mix martial arts Albu. Iată pe Albu. Maxim este o tânără speranță a clubului Absoluto. Să vedem ce va face astăzi. Maxim a intrat pe Tupac, California. Iată-l acum însă și pe Albu, făcându-și intrarea. He's coming, e numele melodiei. Și într-adevăr vine să urce în această cușcă. Suntem la minus 70 de kilograme, spuneam, prieteni. Practicant de karate și de Shotokan, acest luptător, Marius Albu, în colțul roșu, 1,80 m, 24 de ani. Luptătorul preferat este Anthony Pettis. Este debutul său la profesioniști. Spune că totuși adversarul său este extrem de bine pregătit în lupta la sol și probabil că Albu va încerca să țină lupta în picioare. Poate, mai mult ca sigur, Maxim va duce lupta la sol. Un tatuaj impresionant pe pieptul lui Maxim, Maximus Mihalcea. de spectatori, cred însă că între timp au mai apărut. Sunt și 100 de locuri la mesele VIP, așa cum se întâmplă la galele profesioniste importante. Publicul din Ploiești a venit totuși în număr mare, depășit destul de serios cifra de la Brăila.
Sigur, și la Brăila sala a fost arhiplină, doar de acolo spațiul era mai puțin generos. Această sală Olimpia, totuși una polivalentă. Intră în ring așadar și Marius Albu. Albu poartă acele benzi roșii pe mănuși. Maxim Mihalcea, benzile albastre. Trei reprize, câte 5 minute. Mai devreme am văzut un armbar în runda a treia. Foarte pe scurt, li se explică regulile celor doi. Repet, nu sunt permise loviturile de picior în general la capul adversarului atunci când acesta este la sol. Și, sigur, interzise sunt loviturile de cot la figură. A început meciul. Frumos, frumos, acolo s-a dus Maxim după... Maxim lovește extrem de tare, extrem de vivace. S-a precipitat acolo puțin Maxim, ar trebui să stabilizeze un pic lupta. Încearcă să iasă din acest nord-sud, Albu e într-o poziție dezavantajoasă. E cu spatele pe suprafața de luptă. Maxim încearcă să treacă deasupra. Ar putea acolo Maxim să se ducă după un braț sau după o ștrangulare. A început la 5 ani cu judo Maxim, apoi a trecut la jiu-jitsu tradițional. A fost campion național al Republicii Moldova de combat sambo în 2010, 2011, 2012. Acolo Maxim controlează foarte bine adversarul, a pus genunchiul peste mâna peste mâna adversarului. Va încerca să se ducă poate după un crucifix, să vedem. I-a blocat mâna acolo. Se duce după mână, după o americană. Și adversarul cedează. Extraordinar acest procedeu. Americană. O execuție aparent simplă. Explică-ne un pic ce înseamnă până la urmă acest procedeu americană. Practic partenerul este fixat cu spatele la sol, iar cel de deasupra încearcă să pună presiune la nivelul cotului, dar această presiune se exercită asupra umărului, de fapt. Practic cu două mâini te duci pe mâna adversarului. Așa este. Dar se face un fel de cifră 4, exact așa cum se întâmplă și în Kimura, dar... Da, este invers. Exact. Victorie spectaculoasă, rapidă, acestui Maximus Mihalcea din Republica Moldova. 20 de ani, extrem de promițător. Sunt sigur că o să-l mai vedem în galele de MMA. Un vultur, un condor, nu-mi dau seama exact ce are acolo pe piept tatuat, însă a zburat către victorie extrem de repede. Maxim Mihalcea! Fan McGregor, acest Maxim Mihalcea. Luăm o scurtă pauză, prieteni, și revenim imediat cu o altă luptă aici la Ploiești.